testele de rezistență pentru podul peste Dunăre, care va face legătura între zona Galați-Brăila cu Tulcea, au demarat luni, 12 iunie, a anunțat Ministerul Transporturilor. Testele statice și dinamice vor dura câteva zile, iar deschiderea circulației pe pod și pe primii kilometri de drum va avea loc în jurul datei de 27 iunie. Potrivit directorului CNAIR, Cristian Pistol, aceste teste reprezintă una din etapele importante înaintea deschiderii podului peste Dunăre, al treilea pod suspendat ca dimensiune din Europa. Aceste teste se desfășoară prin folosirea unor convoaie de camioane de mare tonaj, combinate cu o serie de măsurători de natură tehnică privind comportamentul structurii podului la solicitările din trafic. Directorul Companiei Naționale de Drumuri a precizat că investiția în construirea podului peste Dunăre, realizată cu fonduri europene, se ridică la aproximativ 2,4 miliarde de lei. Podul are o lungime de aproape 2 km, iar la construirea lui s-au folosit peste 80.000 de kilometri de fir de oțel. Tablierul metalic este format din 86 de segmente cu o greutate totală de 21.000 de tone. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Transporturilor, circulația pe podul peste Dunăre va fi deschisă în jurul datei de 27 iunie pe o variantă provizorie, până la finalizarea în totalitate a drumurilor de legătură prevăzute în proiect.